Vehiculul tău este dotat cu lumini 100% LED în partea din față și cu lumini 100% LED cu efect de strălucire 3D în partea din spate pentru cea mai bună intensitate a luminii și pentru vizibilitate optimă. Atunci când acest inel este la poziția auto, luminile de zi se aprind în mod automat la pornirea motorului, fără să fie nevoie să folosești maneta. Acestea se sting în mod automat la oprirea motorului. Reține că în modul auto, luminile de întâlnire se aprind și se sting în mod automat în funcție de nivelul luminii din exterior. Pentru a aprinde luminile de poziție, rotește inelul până la acest simbol. Pentru luminile de întâlnire, rotește-l până la acesta. Unele versiuni ale vehiculului sunt echipate cu un sistem de faruri autoadaptive. Această caracteristică reglează direcția fascicului luminos în funcție de condițiile de conducere curente. Sistemul se activează și se dezactivează de pe ecranul multimedia. Accesează secțiunea vehicul și selectează vehicul, apoi iluminare, apoi faruri adaptive Vision. Pe timp de ploaie sau de ceață, dacă sistemul de faruri autoadaptive este activat, îl poți completa cu funcția de lumini de ceață încorporată. Rotește acest inel la poziția auto și pe acesta la acest simbol. Pentru a aprinde luminile de ceață spate, rotește inelul la acest simbol și eliberează-l. Repet această acțiune pentru a le stinge. Acest martor luminos verde de pe tabloul de bord te informează că proiectoarele de ceață sunt aprinse, în timp ce acest martor luminos portocaliu îți indică faptul că luminile de ceață spate sunt aprinse. Pentru activarea luminilor de drum, motorul trebuie să fie pornit, iar luminile de întâlnire trebuie să fie aprinse. Apasă schimbătorul în acest fel. Pentru a reveni la lumina de întâlnire, trage maneta de comandă spre tine. Vehiculul este echipat cu lumini de drum automate. Dacă viteza depășește aproximativ 40 de km la oră, în condiții de luminozitate exterioară scăzută, fără să fie detectată nicio sursă de lumină, sistemul comută automat la luminile de drum. Luminile de drum sunt schimbate automat în lumini de întâlnire atunci când apare un vehicul din sens opus, precum și atunci când intri într-o zonă cu iluminat stradal sau atunci când conduci cu o viteză mai mică de 40 de km la oră. Apasă acest contactor pentru a activa luminile de drum automate. Acest martor luminos apare pe tabloul de bord pentru a confirma activarea automată a luminilor de drum. Apasă din nou pe acest contactor sau apasă maneta pentru a dezactiva funcția. Martorul luminos pentru luminile de drum automate se va stinge. În modul o singură atingere, poți utiliza semnalizatorul de direcție fără a cupla complet comanda. Apasă ușor maneta de comandă, iar martorul luminos va clipi de 3 ori. Acest lucru poate fi util atunci când volanul nu se rotește suficient pentru ca maneta de comandă să revină automat pe poziția de pornire, de exemplu pe autostradă. Acest buton aprinde luminile de avarie. În eventualitatea unei sarcini neobișnuit de mari asupra vehiculului, cum ar fi bagajele sau o remorcă, poți modifica înălțimea fasciculelor luminoase. Cu luminile de întâlnire aprinse, deplasează acest contactor în sus sau în jos pentru a ajunge la poziția dorită. Luminile se sting în mod automat la oprirea motorului, la deschiderea ușii șoferului sau la blocarea vehiculului. La repornire, luminile se aprind în funcție de poziția inelului. Iluminarea urmărire acasă automată menține luminile aprinse timp de câteva secunde după ce părăsiți vehiculul. Cu motorul oprit și ușa șoferului deschisă, aduceți acest inel în poziția auto și trageți maneta către dumneavoastră. Luminile vor rămâne aprinse timp de 30 de secunde. Puteți repeta această operațiune de 4 ori, durata maximă de aprindere fiind de 2 minute.
Această funcție este utilă pentru a putea vedea drumul în întuneric după ce ieșiți din vehicul.